A doua zi a salonului de la Geneva este la fel plină de premiere și evenimente spectaculoase din lumea auto. Și dacă ieri atenția cea mai mare a fost asupra mașinilor mai pământești, astăzi jurnaliștii încep să descopere mașinile luxoase și extravagante. Rolls-Royce a venit în Elveția cu Ghost 2. Deși denumirea mașinii ne-ar face să credem că este un nou model, Ghost 2 reprezintă doar o versiune restilizată. Acest facelift vine cu câteva modificări estetice, dar și cu o serie de schimbări la interior. Prețul acestei bijuterii pornește de la 200.000 de euro, o sumă modestă ținând cont de modelul de vârf Phantom. La o altă extremă sunt mașinile exclusive, al căror preț trece ușor suma de 500.000 de euro. Cei de la Apollo au adus la salon un supercar, al cărui preț trece ușor de jumătate de milion de euro, dar pe măsură sunt și performanțele, 100 de km pe oră în doar 2,9 secunde. McLaren, un alt producător exclusiv, a venit cu modelul 650S. Din denumire este clar că această bijuterie are 650 de cai putere și costă la fel câteva sute de mii de euro. Cei de la Bugatti au adus la Geneva cel de-al patrulea model din colecția Le Legend de Bugatti, se numește Rembrandt Bugatti. Fiecare automobil costă 2,1 milioane de euro și va fi produs în doar 3 exemplare. Ca să fie clar la toată lume, numele nu provine de la legendarul pictor baroc, ci de la fratele renumitului fondator al acestor automobile. Pagani, un alt producător de mașini exclusive, este și el prezent la Geneva. În acest an, el pune punct modelului Zonda printr-un exemplar unic, care se numește Zonda Revolution. Prețul este și el unic, doar 2,2 milioane de euro. În schimb, primește un motor în 12 cilindri și 800 de cai putere, capabil să împingă supercarul până la 400 de km pe oră. O altă atracție a standurilor auto sunt modelele frumoase care eclipsează bijuteriile pe patru roți. Fiecare producător de mașini a adus la Geneva câte o școală de modele. Peugeot, care a câștigat titlul automobilul anului în Europa, a prezentat la Paris Citadina Peugeot 108, cu care va bulversa piața mașinilor compacte. Compania franceză se pregătește de infuzii de capital datorită sprijinului din partea statului și a unei companii chineze. Mâine salonul auto de la Geneva își va deschide ușile și pentru public, iar doritorii au la dispoziție încă 10 zile până la 16 martie.